Stimată doamnă ministru, doamna Ala Nemirenko, stimată doamnă reprezentant a UNICEF în Republica Moldova, doamna Maha Hamadj, stimate domnule director general a Agenției Naționale de Sănătate Publică, domnul Nicolae Jilamski, stimați colegi, stimați reprezentanți mass media, sunt bucuros să participăm astăzi la un eveniment foarte important pentru instituția noastră și pentru sistemul medical din Republica Moldova, inaugurarea oficială a centrului de vaccinare din cadrul Departamentului Consultativ Specializat a Institutului Mamei și Copilului, care noi am deschis împreună cu sprijinul Ministerului Sănătății, UNICEF Moldova, Agenției Naționale de Sănătate Publică din Republica Moldova. Asta e un pas foarte important în combaterea bolilor grave, epidemiilor, un pas important în asigurarea sănătății copiilor din întreaga țară, din Republica Moldova, inclusiv și copiilor refugiați. În continuare, stimați colegi, permit să ofer cuvântul doamnei ministru sănătății la Republicii Moldova, doamnei Ala Nemirenko. Deci, mulțumesc mult! Bună ziua tuturor, stimați colegi, reprezentanți UNICEF, domnule director, eu sunt foarte bucuroasă astăzi să particip la acest eveniment, deoarece foarte mulți ani nu puteam găsi întrebarea de ce intră așa un centru serios, consultativ. Noi nu vorbim despre vaccinări, având aici, de fapt, toată puterea imunologiei concentrată în acest institut a mamei și copilului. Eu o să încep cu faptul că pe data de 24 aprilie, în revista medicală științifică de Lancet, a fost publicat un foarte mare studiu realizat de către Organizația Mondială a Sănătății, deci practic undeva câteva săptămâni în urmă a fost publicat acest studiu, care a făcut estimările ce au produs, ce rezultate au adus vaccinurile în lume. De fapt, concluzia științei și nu doar celor care sunt din domeniul medical este că vaccinul este una din cele mai importante invenții pe care le-a înregistrat omenirea, deoarece ea a venit cu rezultate foarte și foarte bune pentru sănătatea oamenilor. Deci, acest studiu spune că în ultimii 50 de ani au putut fi evitate și salvate evitate decese și salvate 154 de milioane de vieți, dintre care 100 de milioane la copiii sugari. Aceasta înseamnă 6 vieți salvate pe minut. Iată ce înseamnă vaccinul. În lume astăzi 14 maladii sunt deci protejate, de fapt, sănătatea copiilor, în special prin vaccin. Și este foarte important să atingem acea rată de vaccinare care este recomandată de către specialiști pentru ca să prevenim îmbolnăvirile. Iar dacă cineva totuși agață infecția, el o trece într-o formă destul de ușoară. Ne-am confruntat acum cu câteva cazuri, deoarece nu a fost totuși o epidemie, dar a fost o situație de alertă la capitolul rujeolei și am văzut că, de fapt, toate cazurile s-au înregistrat la persoane nevaccinate, deci care practic nu au avut imunitatea dezvoltată. Eu mă bucur foarte mult să avem acest centru consultativ metodic deschis aici, unde avem alături de medicii pediatri, avem medici imunologi care pot să ofere instruiri, explicații, să preia cazurile mai grele, acolo unde trebuie să lucrăm cu părinții, să explicăm care este beneficiul pe care îl aduce vaccinarea copiilor. Noi toți suntem vaccinați. Generația mea, practic, cu acele vaccinuri care erau atunci în planul de vaccinare național, deoarece știința nu s-a oprit, a perseverat, noi avem o acoperire imună împotriva multor maladii.
Acum copiii de astăzi sunt mai fericiți, deoarece și mai multe maladii sunt acoperite de către vaccin. Anume, cu ajutorul vaccinului a putut fi eradicată o maladie care de fapt a fost un bici a multor societăți, comunități, în care, deci, în epidemii, decedau foarte multe persoane, și aceasta este variola. Acum este pe punct de eradicare, deci o altă maladie, poliomielita, și noi suntem o zonă liberă de poliomielită, deci poate fi atins un control foarte bun asupra îmbolnăvirilor în ultimul timp împotriva cancerului de col cervical, și astfel știința a înaintat foarte mult, deci noi avem acum vaccinuri care de fapt nici nu mai înregistrează reacții adverse la copii, ele suportă foarte și foarte ușor. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în crearea acestui centru consultativ. Nu este doar un cabinet de vaccinare, este de fapt un centru așa important, care ne va ajuta și va ajuta întreaga țară ca să majorăm rata de protecție a copiilor noștri, astfel ca să avem copii sănătoși. Noi avem foarte multe vaccinuri prin realizarea cărora am putut să micșorăm incidența prin aceste maladii în rândul populației, și aici mă refer în special la vaccinul contra hepatitei C, hepatitei B, deci noi cunoașteți 20 de ani în urmă ce incidență și ce mortalitate aveam în rândul populației. De când este introdus acest vaccin, noi nu mai întâlnim această maladie, nu mai avem copii spitalizați, nu mai avem cazuri grave. Deci îndemn absolut, în special părinții, să aibă grijă de copiii lor, să le ofere acel scut de protecție, să ia exemplu de la medici. Probabil nu o să găsiți niciun lucrător medical care nu și-ar vaccina copiii, nepoții, care ar fi împotriva vaccinării, deoarece medicina în general se bazează pe dovezi științifice. Deci aceasta este cea mai serioasă invenție pe care a putut produce omenirea, lumea științifică, și ar fi un păcat să nu o folosim ca să ne protejăm copiii și să le oferim un viitor sănătos. Ministerul împreună cu UNICEF în parteneriat a investit și a susținut Institutul Mamei și a Copilului, astfel ca să avem acest centru metodic aici. Costul lui total este de 750.000 de lei. Eu mă bucur că am putut să creăm condiții atât pentru personalul medical, cât și pentru mămicile, tăticii care vin cu acești copii în institutul dumneavoastră. Vă doresc succese, realizări și cât mai mult copii sănătoși să avem în societatea noastră, în țara noastră. Mulțumesc tuturor! Doamnă ministru, mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase. Permiteți să deschid câteva paranteze. Vreau să vă spun, mulți stimați colegi, că această idee aparține personal doamnei ministru, deschiderea acestui centru, și mulțumesc foarte mult că cu sprijinul Ministerului Sănătății, cu în parteneriat cu UNICEF, cu Agenția Națională a Sănătății Publice, noi în final am realizat acest proiect și sper că activitatea centrului o să fie la nivel înalt și o să aparținem noi obiective și scopuri despre care a fost vorba înainte de inaugurarea de acest centru. În continuare, mulți stimați colegi, permit să ofer cuvântul reprezentantului UNICEF în Republica Moldova, doamnei Maha Damash. Bună ziua! Olga, are you coming nearby? It gives me great pleasure to be with you today at the inauguration of the Advisory and Reference Immunization Office here at the Institute of Mother and Child. In April, we traditionally mark the European Immunization Week, and I want to congratulate and thank you all for your dedication and efforts to protect children and adults in Moldova from preventable diseases. Immunization is central in protecting children's health and well-being, as it allows children everywhere to live lives free of many forms of disability and illness. Bună ziua!
Îmi pare foarte bine și am foarte mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi la acest eveniment de inaugurare a Centrului Consultativ Metodologic de Vaccinare la Institutul Mamei și Copilului. În aprilie, în mod tradițional, am celebrat Săptămâna Europeană a Imunizării și aș vrea cu această ocazie să vă felicit pe dumneavoastră și să vă mulțumesc totodată pentru devotamentul de care dați dovadă, pentru eforturile pe care le puneți pentru a proteja copiii și adulții din Republica Moldova de boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Totodată, menționez că imunizarea este are un rol central în protejarea sănătății și bunăstării copiilor și aceasta permite acestor copii de pretutindeni să ducă vieți fără multiplele forme de dizabilitate sau de boli. Immunization is a key component of primary healthcare and one of the best public investments. Imunizarea reprezintă una dintre principalele componente ale asistenței medicale primare și este una dintre cele mai bune investiții în sănătatea publică. We all know that vaccination saves millions of lives globally, as the minister just shared. But let's localize these figures and focus on Moldova. Noi cu toții știm că datorită vaccinării sunt salvate milioane de vieți în întreaga lume, așa cum și doamna ministră tocmai a menționat. Însă haideți să ne uităm la nivel local, cum ar veni. În Republica Moldova, care sunt datele? Did you know that, thanks to the National Immunization Program, at least 42,000 cases of infectious diseases are prevented annually in Moldova, the size of the population of Călărași City? Dumneavoastră știați, bună oară, că datorită Programului Național de Imunizare, cel puțin 42.000 de cazuri de boli infecțioase sunt prevenite în fiecare an în Republica Moldova, iar acest număr este egal cu populația orașului Călărași din Moldova. And 350 deaths are prevented. The student population of the gymnasium in Durlești. Tot datorită acesteia sunt prevenite mai bine de 350 de decesuri, iar acest număr este egal aproximativ cu numărul de elevi din gimnaziul din Durlești. These are very important numbers, but these are numbers that we must increase. We must protect and prevent more. Aceste date sunt foarte importante, dar noi trebuie să ne străduim ca numerele respective să crească, să protejăm mai mult, să facem mai mult. The children in Moldova are lucky. The country has enough vaccines, a functional cold chain, as well as a solid healthcare system to deliver immunization programs. Not all countries are that fortunate. Copiii din Republica Moldova sunt destul de norocoși. În această țară sunt suficiente vaccinuri, un lanț frig funcțional, de asemenea sistemul de asigurare, de oferire a serviciilor de sănătate este unul robust care poate să ofere programe de imunizare. Însă nu toate țările au parte de așa noroc. UNICEF, and I will also speak for WHO, we are very proud that our work in partnering with the government of the Republic of Moldova to ensure strengthening of the national immunization system has contributed greatly to improving routine immunization coverage. Trebuie să menționez că la UNICEF, prin activitatea aceasta și voi menționa și OMS, că suntem foarte mândri să formăm un parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura fortificarea Sistemului Național de Imunizare, lucru care a contribuit foarte mult la acoperirea cu vaccinuri de rutină. Since 2015, Moldova has procured around 1.2 million doses of vaccines annually through the UNICEF Supply Department in Copenhagen, ensuring access to high-quality vaccines pre-qualified by the WHO. Începând cu anul 2015, Republica Moldova a achiziționat aproximativ 1,2 milioane de doze de vaccinuri în fiecare an prin intermediul Departamentului de Aprovizionare al UNICEF de la Copenhaga, astfel asigurând acces la vaccinuri de înaltă calitate precalificate de OMS. UNICEF has also had the privilege to strengthen the cold chain by procuring refrigerators and temperature monitoring equipment to ensure the preservation of vaccines at the optimal temperature. De asemenea, UNICEF a avut privilegiul de a putea oferi asistență pentru consolidarea lanțului frig prin achiziționarea frigiderelor pentru vaccinuri, prin achiziționarea echipamentului de monitorizare a temperaturii, pentru a permite și a face posibilă păstrarea vaccinurilor la temperaturi optime. Health authorities aim to achieve and sustain the national immunization coverage at 95% to ensure universal protection of the population from vaccine-preventable infectious diseases by 2027. Autoritățile din domeniul sănătății și-au propus ca scop ca până în 2027 să ajungă la și să mențină o acoperire națională cu vaccinarea la 95% pentru a asigura o protecție universală a populației țării de infecții și maladii care pot fi prevenite prin vaccinare. As I said, the country is lucky to have the supply. Everything is in place. We should, however, now work on the demand as well.
După cum am menționat mai devreme, această țară este norocoasă deoarece are tot de ce este nevoie pentru a asigura vaccinarea. Însă ar trebui să punem un mai mare accent pe partea de cerere acum. Due to vaccine scares and misinformation, health workers in Moldova now have to persuade parents and caregivers of children to vaccinate them. Din cauza fricilor legate de vaccinare și din cauza informațiilor greșite care persistă cu privire la vaccinare, lucrătorii medicali din Republica Moldova actualmente trebuie să convingă părinții și îngrijitorii copiilor să vaccineze acești copii. And it is no small task. All studies show that health workers remain the most trusted source of information when it comes to vaccination, and I believe in the ability of healthcare professionals to address the many concerns of caregivers and adults about vaccines. Iar această sarcină care le revine lucrătorilor medicali nu este una mică. Toate studiile arată că lucrătorii medicali continuă să fie cea mai încredere sursă de informații atunci când este vorba de vaccinare. Și eu cred în abilitățile, în capacitățile profesioniștilor din domeniul sănătății să abordeze principalele preocupări pe care le au îngrijitorii de copii și adulții când e vorba de vaccinare. I'm also confident that this advisory and reference immunization office will help health workers from all around the country to overcome the difficulties they encounter in their everyday work and indeed in the different arguments that they are faced from the parents and caregivers who don't want to vaccinate. Eu am toată încrederea că, datorită acestui centru consultativ metodologic de vaccinare, va fi posibil ca lucrătorii medicali să, din toată țara să depășească aceste dificultăți cu care se confruntă în munca lor de zi cu zi, să poată veni cu argumente pentru a elimina toate preocupările, grijile, întrebările părinților. Immunization is a priority for UNICEF, and I assure you of our continued support to the success of the National Immunization Program in Moldova. Imunizarea este o prioritate pentru UNICEF, iar eu vreau să vă asigur de susținerea noastră în continuare față de implementarea cu succes a programului de imunizare. I would also like to thank the partners here, the Minister of Health, the National Agency for Public Health, the Institute for Mother and Child, for their work in ensuring that every child in Moldova is adequately and timely immunized. Totodată aș vrea să-mi exprim recunoștința față de partenerii noștri de aici, Ministerul Sănătății, Agenția pentru Sănătate Publică, Institutul Mamei și Copilului, pentru munca pe care o depun în fiecare zi, pentru ca fiecare copil din Republica Moldova să beneficieze de imunizare în mod corespunzător și util. Sper că data viitoare, când ne vom întâlni, să putem sărbători succesul și realizările noastre, precum și ratele îmbunătățite de imunizare. Pentru copii din Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dămaș, mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj de salut atât de frumos. Institutul Mamei și Copilului împreună cu UNICEF a avut mai multe proiecte comune și fiecare proiect, realizarea fiecărui proiect este un pas spre ameliorare și fortificarea procesului medical din instituția noastră, dar și în întreaga țară Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult și în continuare, permiteți să ofer cuvântul directorului general Agenției Naționale de Sănătate Publică, domnului Nicolae Jilamski. Mulțumesc mult, stimată doamnă ministru, stimate domnule director general, stimată doamnă reprezentant de țara UNICEF, stimați colegi, bună ziua și Hristos a înviat! Îmi amintesc, 2 ani în urmă, împreună cu doamna ministru, am cutreierat țara în campanii de vaccinare, unde ne întâlneam cu autoritățile locale, cu lucrătorii din poliție, din învățământ, din domeniul social, pentru a-i convinge că vaccinarea este acel remediu care poate salva viețile copiilor noștri, care poate îmbunătăți sănătatea copiilor și veneam atunci cu un exemplu, cu un mesaj, că în ziua de astăzi probabil nu mai este nimeni care nu are o husă de protecție la un telefon mobil. Noi ne încuiem cu lăcăți bune apartamentele, ne asigurăm automobilele, bunurile noastre, ne protejăm mobilierul, ne protejăm gardinele, perdelele, cu jaluzele ca să nu le ardă soarele, însă sănătatea o lăsăm pe ultimul plan, deci punem o valoare mult mai mare pe lucrurile materiale decât pe sănătatea noastră, pe când declarăm tot timpul că, în primul rând, ne urăm sănătate unul la altul și
toate cele bune, da? Sănătatea totuși rămâne undeva pe planul 2. Astăzi nu mai putem vorbi despre o abordare integrală a unui copil, a unui pacient, doar cu investiții în tratamentul lui. Deci trebuie să venim cu o protecție pentru acești copii, ca ei să nu se îmbolnăvească. Noi trebuie să fim foarte bine dotați în caz că apar situații grave, însă trebuie să-i protejăm, să nu ajungem la acele situații grave. Și acele cifre care au fost prezentate și de doamna ministru și de doamna reprezentant de țară spun foarte clar că prevenția este numărul unu și că doar în rezultatul prevenției avem acei copii sănătoși, avem acea speranță de viață, avem acea mortalitate redusă care este la ziua de astăzi în comparație cu trecutul. În cazul acestor contraindicații false care sunt și persistă în Republica Moldova, deci cifrele arată că dacă nu ar exista ele, nivelul de vaccinare în țară ar fi unul foarte înalt. Astăzi este foarte complicat să convingem un pacient, o mămică, să respecte unele regimuri, unele tratamente, însă este foarte ușor să-i insuflăm o îndoială față de tratament sau față de vaccinare, spunându-i că mai bine așteaptă puțin, poate nu este timpul, mai bine să nu facem acum vaccinarea, dar poate vei face mai târziu și așa mai departe. Cred că crearea acestui centru este un pas enorm înainte pentru a pune punct la acele îndoieli, pentru a pune punct la acele șovăieli ale lucrătorilor medicali, în primul rând, a părinților, pentru a asigura ca toți copilașii să beneficieze de acea protecție care o necesită și care poate să-i ajute să crească într-un mediu sănătos, să fie sănătos, să frecventeze colective. Încă o dată felicitări Ministerului Sănătății, Institutul Mamei și Copilului, dumneavoastră tuturor cu această realizare. Domnule director, mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul Agenției Naționale de Sănătate Publică și personal dumneavoastră, sprijinul și metodologic în realizarea acestui proiect, dar și sprijinul cu echipamente medicale care dumneavoastră ați donat pentru Institutul Mamei și Copilului împreună cu Ministerul Sănătății și avem așa frigidere contemporane și bune pentru păstrarea vaccinurilor care noi mai departe o să cu care noi o să vaccinăm copiii. Evenimentul de astăzi marchează nu doar inaugurarea unui spațiu fizic, ci și consolidarea angajamentului nostru comun pentru sănătatea și bunăstarea copiilor din Moldova. Centrul de vaccinări reprezintă un element esențial în promovarea imunizării, un aspect critic în prevenirea unor boli grave. Cu sprijinul Ministerului Sănătății, UNICEF-ului, Agenției Naționale de Sănătate Publică, putem consolida capacitățile noastre de vaccinare și de educație comunității în ceea ce privește importanța imunizării. Avem datorie să ne asigurăm că fiecare copil are acces la vaccinurile necesare pentru a crește sănătos și fără riscuri pentru sănătatea și a celor din jur. Din data de 18 aprilie anului curent, de când a început activitatea centrului de vaccinare, am reușit să vaccinăm 13 copii din diferite regiuni ale țării. Sunt sigur că acest număr va fi doar în continuare crește. În plus, acest centru este un exemplu de parteneriat eficient între sectorul public și organizațiile neguvernamentale, demonstrând că prin colaborare putem atinge rezultate semnificative în domeniul sănătății publice. Ne exprimăm recunoștința noastră față de toți cei implicați în realizarea acestui proiect și prin a sublinia importanța continuării eforturilor noastre pentru a asigura accesul universal la vaccinările, la vaccinare în Republica Moldova. Să nu uităm că sănătatea copiilor noștri este o prioritate care necesită acțiune constantă. Vă mulțumesc tuturor pentru implicare și sprijinul acestui eveniment de inaugurare.
mult stimați oaspeți, partea oficială, noi la această etapă finalizăm. Mai departe urmează vizită în centru de vaccinare. Înainte de această vizită, dacă sunt întrebări de la reprezentanții mass media către organizatorii, oaspeții noștri, poftim. Dacă nu sunt, atunci eu invit colegii pentru o fotografie aici, la intrare în departamentul consultativ specializat a Institutului Mamei și Copilului.